Bună ziua, dragi creștini! Astăzi suntem cu Părintele Pinu M. Vlad, la Cornul Luncii, din județul Suceava. Să rămână, Părinte! Doamne ajută! Ne puteți spune ceva despre viață, despre noi creștinii? Ce viață să ducem? Cum ar trebui să fim, ca să fim mai buni? Ce să vă spun eu, ca și creștini? Trebuie să trăim în prezența lui Dumnezeu. Adică viața noastră să nu existe nici o clipă fără Dumnezeu. Și asta ce înseamnă? Ne trezim dimineața, să spunem, slavă ție, Doamne, că m-am trezit și azi. Înainte de orice a face, întotdeauna cu slavă ție, Doamne. Și după aia continuăm, ne ducem, cum se zice, ne dăm apă pe față, facem ale noastre, dar să pornim cu Dumnezeu. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a trezit, ne-a ridicat din pat și în ziua de azi, că poate morții nu se mai ridică. Și după aceea, ne facem ale noastre și dacă putem să facem câteva metanii, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute în ziua aceea, acolo ne ducem noi. Să sărutăm icoana Maicii Domnului, să cerem ajutorul în ziua aceea să fie cu noi și ne facem treaba. Oriunde ne-am duce pe drum, dacă putem, o rugăciune în minte să o spunem. Că rugăciunea aceea înseamnă vorbire cu Dumnezeu. Și atunci noi vorbind cu Dumnezeu, Dumnezeu ne răspunde și numai când ne răspunde, dar ne ajută. Și în felul ăsta îl avem pe Dumnezeu în viața noastră. Și unde ne ducem? Trecem pe lângă o biserică. Păi închinată Maicii Domnului, a unui sfânt, facem cruce și spunem Sfintea lui Dumnezeu, Maica Domnului, ajută-mă. Și trecem mai departe, întotdeauna să cinstim locașurile astea care sunt unde se aduce slavă lui Dumnezeu, unde se face Sfânta Liturghie. Și chiar la o cruce, treci, troițe, cruci, fă o cruce ca să te ajute Dumnezeu. Și tot ce facem în ziua aceea să fie spre slava lui Dumnezeu. Și asta ce înseamnă? Să ne purtăm frumos cu toți cei din jurul nostru, cu toți cei care întâlnim. Pentru că nu-i întâmplător nimic în viața noastră. Orice om l-am întâlnit, are un rol în viața noastră. Sau ne folosim noi de el, sau el de noi. Și acolo unde lucrăm la fel, cu frumos și cu respect. Și după aia când ne întoarcem acasă, iară să nu uităm să mulțumesc, Doamne, că m-ai adus acasă. Că mulți nu mai ajung acasă. Mulți poate accidente, suferă alte lucruri, dar noi ajungem. Iară să rătăm icoana Maicii Domnului și spun, Maica Domnului, îți mulțumesc că m-ai adus și azi acasă, la familia mea, la copiii mei, la cei dragi ai mei. Și în felul ăsta, dacă ne ducem viața, o să vedem ajutorul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului în viața noastră. Duminica frumos la bisericuță, la Sfânta Liturghie, duci copiii acolo, împărtășiți în fiecare duminică. Că zice, cel mai frumos vorbim cu Dumnezeu în casa Lui, în casa Domnului. În afară de ceea ce facem noi în Sfânta, așa în toate zilele, dar la biserică, în afară tainele de acolo, Sfânta Împărtășanie, la Sfânta Liturghie, totul ne hrănim. Cum spune Sfânta Împărtășanie pentru ce? Pentru sănătatea sufletului și a trupului. Deci, de fapt, devine sănătos și trupul și sufletul. De asta la copii recomandat cât de des, pentru că cresc cum trebuie, sănătos și trupește și sufletește. Și atunci, în felul ăsta, o să vedem că viața noastră decurge sub grija lui Dumnezeu, acoperământul Maicii Domnului și ajutorul Sfinților. Să trăim așa și atunci o să vedem că viața devine frumoasă. Da? Doamne ajută! Să rămână, Părinte! Vă Să ne mulțumim! ajute, Maica Doamne Domnului! ajută! Să rămână, Părinte! Doamne ajută!